Cesarati rămâne personalitatea, omul care a realizat personalitatea înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni Radio TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. Invitatul lui Iosif Sava din această seară este filosoful și scriitorul Gabriel Ghiceanu, unul dintre cei mai importanți autori de literatură personală din România. Bună seara, domnilor! Deschidem serata noastră, având drept principal invitat pe filozoful Gabriel Ghiceanu. Cine este Gabriel Ghiceanu? Obișnuiesc mereu să subliniez câteva elemente biografice. O fac și de asta. Dată, născut la 23 mai 1942, la Râmnicu, Vâlcea. Și-a făcut studiul la Universitatea de București, Facultatea de Filozofie, 60-65, și Facultatea de Limbi Clasice, 68-73, A trecut un doctorat în filozofie la aceeași universitate, a fost bursier al Fundației Humboldt între 1982-1984. În prezent este profesor la Facultatea de Filozofie din 1992 și director general al editurii Humanitas. A fost cercetător la Institutul de Filozofie al Academiei Române, cercetător la Institutul de Istorie a Artei Academiei Române, membru Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, membru al Comisiei Librării Europene de Zidea, a Ministerului francez al Culturii. Printre premiile și distincțiile lui Gabriel Ghiceanu, premiul Uniunii Scriitorilor, 83, pentru jurnalul La Păltiniști, cavaler al Ordinului Artelor și distincția Ministerului francez al Culturii, în 1991. Printre lucrările publicate, vă arăt câteva din ele, le-am găsit în bibliotecă, jurnalul La Păltiniști. Îndreptați camera. Sunt cărți care au dispărut din librării și poate tinerii caută în biblioteci. Cearta cu filozofia. Apelul către lichele. Despre limită. Tragicul. O carte a apărut zilele acestea la Paris, Continentele Insomniei, o carte despre Cioran, despre care vom discuta în mod deosebit. Scenariu și regie, știți filmele, Exerciții de admirație, filmul dedicat lui Cioran, Eugen Ionescu, Apocalipsa după Cioran. Acesta este Gabriel Ghiceanu, filozoful Gabriel Ghiceanu, profesorul Gabriel Ghiceanu, publicistul Gabriel Ghiceanu. Ziarele sunt pline de numele domniei sale. Acesta este Gabriel Ghiceanu, despre care o revistă bucureșteană cerea să fie împușcat alături de alți 10 intelectuali, citesc, ca să avem liniște în țară. Da, domnule Gabriel Ghiceanu, simțiți... De ce de discret? Revista pe care ați invocat-o în mod atât de palat, în România Mare... Mi-aduc aminte și acum, era pagina din mijloc a revistei, cum se deschide, în septembrie, august sau septembrie 1990, scurtă vreme după mineriada din iunie. Am deschis revista și în mijloc, pe 2 pagini mari, într-un chenar enorm, 10 oameni care trebuie împușcați ca să fie liniște în țară. Aveam marea onoare să fac parte dintre ei. În clipa asta sunt sigur că aproape nimeni nu-și aduce aminte de așa ceva. Deci lucruri de o gravitate enormă care se petrec sub ochii noștri, nu cred că e vorba de mine,
Dar e vorba de o incitare la crimă. Nu să îndemne un popor să își linșeze intelectualii, să-i împuște, nu să-i linșeze? Ca să fie liniște în țară, liniștea confundată cu dispariția intelectualilor, asta este un lucru care ar trebui să perplexeze, dacă nu poporul României, cel puțin procuratura. Nu s-a întâmplat nimic. Eu nu știu exact acest interviu de care vorbiți dumneavoastră, n-am nici datarea lui, mi-ați spus-o, dar am fost atât de cutremurat încât am legat această mică biografie a dumneavoastră de faptul pe care mi-l spuneți. Nu? Aș mai adăuga doar la ideea dumneavoastră din urmă, nu? Bogz a întrebat cândva despre situația din țară, era prin anii 80, spunea, ar trebui acum să mă duc în fața statuii lui Eminescu și să-mi pun funea de gât. Dar nu o fac pentru un singur lucru. A doua zi nu i-ar păsa nimănui. A, da. Lucru extraordinar care s-a petrecut cu noi, în general, în anii pe care am trăit ca ani ai recluziunii noastre istorice, anii de până în 89. Într-adevăr, la noi gesturile n-aveau semnificație. Gesturile extreme. Mai țineți foarte bine minte, în clipa în care cehii au avut un tânăr care a fost capabil să-și dea foc, în semn de protest, și-a dat foc, urmând ca alți 10 după el să facă același gest, asta a cutremurat o populație întreagă. Tot poporul ceh a fost guduit de acest lucru. La noi s-a petrecut de asemenea acest lucru. În 87, dacă nu mă înșel, un român și-a dat foc pe pârtie la Poiana Mare, pe pârtia de schi, dar lucrul ăsta a intrat în rubrica Fapte Diverse. Așa cum în rubrica Fapte Diverse a intrat și episodul cu împușcarea a 10 intelectuali din România Mare din august sau septembrie 90. Lucrul, într-adevăr, stupefiant la noi este că cineva observa zilele astea acest lucru extraordinar, că sunt fapte care ar trebui să zguduie conștiința publică, opinia publică, să pătrundă până în inimile și în rărunchii noștri, ca lucruri de neimaginat, scandaloase, și când colo, ele sunt atât de multe, încât, în mod spontan, ca apărare, lumea retrece în registrul faptului divers. În clipa în care ești confruntat cu lucruri scandaloase, care de obicei fac obiectul tragediilor antice, așa se petreceau lucrurile la greci, erau lucruri pe care comunitatea nu le putea accepta. Erau lucruri care depășeau și bunul simț și limitele obișnuite ale umanului. Ei bine, la noi se petrec asemenea lucruri, se petrec sub ochii noștri, se petrec în viața curentă și totuși noi le asimilăm cu o ușurință care face ca ceea ce face, de fapt, să nu avem istorie. Capacitatea noastră de a construi istorie, cred că este în directă, sau incapacitatea noastră de a construi istorie, este în directă proporție cu ușurința cu care trecem faptele grave în registrul faptelor diverse. Da, domnule Riceanu, nu vă va împușca nimeni. Suntem în 1995. Nu suntem în 1940. Aha. Și nici măcar în 54. Sunteți unul din reprezentanții generației care ați știut de mic copil. Cred că fac parte dintr-o generație foarte bine circumscrisă, aceea care nu a trăit înainte de război, ci a fost formată, născută în timpul războiului și formată integral de perioada zisă comunistă din istoria noastră. Atunci când vorbim cu atât de aprig despre cele două totalitarisme ale secolului, și atunci când după 50 de ani încă nu uităm 60 de ani ce au făcut naziștii, care au fost 12 ani la putere, nu 30 ca Stalin, nu ca noi 45 de ani sub comunism, nu ca rușii 70 de ani sub comunism, de ce nu vrem să punem lucrurile odată față în față? Nu există o scuză că aceea că s-ar fi născut comunismul din bune intenții. Comunismul nu s-a născut din bune intenții. Comunismul s-a născut de la început sub semnul violenței. Stalin a apărut și Uniunea Sovietică a apărut în ochii intelectualității foarte ușor de înșelat a Occidentului. A apărut drept salvatorul, cel care a mântuit lumea de răul nazist. În clipa aceea, nu știu, câteva vreme au avut scuză câțiva ani intelectuali din Franța, care erau cei mai puse, cei mai împinși către opțiuni de extremă stângă, câțiva le-ar fi fost de ajuns ca să se trezească și să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat n-a fost decât lupta între două totalitarisme cumplite, între două maladii ale secolului, în care o maladie a învins altă maladie.
Asta o putem spune în 1995, domnule Viceanu, sau o putem spune dumneavoastră în... Nu. În 60-61. Nu. Dar nu, în 1939, da? Când teoria Auschwitz-ului era perfect bine pusă la punct de Hitler și Himmler, gulagurile erau bine ascunse, opinii publice mondiale și intelectualității mondiale, au putut afla, poate, anumiți oameni... Nu, domnul, asta este o idee pe care noastră acreditați fără documente. În 1917, în 1918, în 1919, în 1920, existau reporteri speciali la Paris ai ziarului L'Humanité, care făceau filmul evenimentelor din Revoluția Sovietică. Și ororile care se petreceau, momentul în care Lenin a instituit teroarea, în care a înființat CECA, în care a început să omoare Lenin, nu Stalin, Lenin, deja în 1917-18, să omoare peste noapte cu sute de oameni peste noapte, Zinoviev, de pildă, care era comisarul de nord al Rusiei, la Petersburg, în a treia zi după atentatul făcut în ziua de 30 august 1918 asupra lui Stalin, a omorât fără judecată 520 de prizonieri politici într-o singură noapte, ca la un semn. Lucrurile astea erau foarte bine cunoscute. Erau cunoscute la Paris, erau cunoscute în toată lumea. Nu e bine să credem că Revoluția Sovietică s-a născut sub masca inocenței. Occidentul a știut de la început ce se petrece acolo. Lucrurile, puteți să-mi spuneți, s-au schimbat printr-o propagandă extraordinar de bine pusă la punct. Pentru că din departamentele CECA făcea parte, și încă din timpul Lenin, prin Dzerzhinsky, s-a creat un aparat special de crearea unei imagini excepționale a Rusiei ca purtătoare, a Uniunii Sovietice, ca purtătoare a valorilor progresului și democrației. Am citit recent și a apărut în Adevărul Literar și Artistic două momente din memoriile lui Șostakovici, traduse de un tânăr, Andrei Pogorilovski, în care Șostakovici spune, amintindu-l pe Șo, care după ce vine de la Moscova, 35, are următoarea replică față de gazetare londonezi. Foamete la Moscova? Am mâncat foarte bine. Șostakovici, cel care de la prima simfonie, scris în 24, nu trăiește întreaga tragedie a lumii, dincolo de tributurile pe care trebuie să le plătească și el cu cântarea României, cu cântarea pădurilor, iertați-mă, nu. Spune undeva cu amărăciunea dumneavoastră, decât umanist preferă un câine. Nu, dar toată discuția noastră pornind de la asta, care exista o deosebire la rădăcina lucrurilor. Una e să pui pe lume un crez atât de nobil precum comunismul, nu? Toată lumea să fie egală, nu? Așa se spune, că totul s-a născut sub auspicii bunelor intenții. Este fals. Când s-a născut comunismul? S-a născut cu Lenin, nu? S-a născut cu Marx. S-a încercat ani de zile să despartă figura luminoasă a lui Lenin de figura călăului Stalin. Este un fals grosolan. Lenin era cel care a fost maestrul lui Stalin, din toate punctele de vedere. La al 10-lea congres al Partidului Bolșevic, cred că în 1921, Lenin vorbește despre fabrica de iluzii pe care noi am pus-o pe picioare. Fabrica de iluzii. În această fabrică de iluzii, sigur că au intrat mulți proști. Există această scuză, au fost conștiințe extraordinare ale veacului, care s-au păcălit intrând în această fabrică de iluzii. De la Orwell până la Kössler, evident că au fost intelectuali de primă mână în acest secol, care s-au trezit însă. Dar ce scuze poți să ai în 1950 în România, când să spui, deci eu sunt de acord, poți să înțeleg că cineva poate să fie de stângă și chiar de comunist, într-un moment de mare cumpănă a istoriei în care nazismul amenință să dea o regulă a lumii. Dar te trezești după o vreme. În clipa în care ești contemporan cu canalul, nu ai scuze că nu mai știi ce s-a întâmplat. În clipa în care în București, în 1952, eu, un copil de 12 ani, asistam la oameni împușcați pe stradă, îți pui problema în ce societate trăiești. Eu sunt de acord că la noi au existat mulți intelectuali care au intrat de bună credință în acest partid. În ilegalitate și în anii 44. Dar pe urmă, cât timp le-a trebuit să trezească? Aveți privilegiu că sunteți născut în 1942, ce face generația mea născută în 33, care o libea pe Iunaci, aș scrie și pe Oistrac, domnilor.
Și astea au fost alte figuri. În contextul Zinoviev, Dzerzhinski. Da, da. Înțelegeți? Unul din cei mai mari oameni ai globului, acum scriu despre el, este David Oistrakh. Acum îmi citesc memoriile din primul turneu pe care l-a făcut David Menuhin în America și frazele lui sunt sincere și nimeni n-a cântat Beethoven mai frumos decât Oistrakh, dar eu îl pot să cotii pe omul acesta care a murit cântând concertul de Beethoven în Olanda, un înșelat și un om de maximă cinste, chiar dacă a fost membru al Partidului Bolșevic. Adică trebuie să nuanțate lucrurile, câte nu? Robespierismul ăsta dumneavoastră... Doamne, nu-mi spuneți asta. De ce? A spune lucrurilor pe nume înseamnă robespierism? Robespierism m-a dus la teroare. Eu nu sunt în stare să cer vărsarea unei picături de sânge pentru nimeni, pe lume. Nu-mi spuneți că sunt robespierist. Asta e grav. Să știți că mă doare. Faptul că eu vreau să fac puțină, să încercăm de bună credință să găsim măsura adevărată a lucrurilor, nu înseamnă robespierism. Înseamnă a căuta să refaci un chip al justiției, nu justițiarism. A nu se confunda justiția cu răzbunarea. Aici nu e vorba de răzbunare. Dacă vreți, discutăm lucrurile cu detașare totală. Dar vă întreb, de ce folosim două măsuri diferite pentru fenomene la fel de grave? Asta e fondul discuției noastre acum. De ce într-un caz nu uităm, și e bine că nu uităm, și de ce în celălalt caz nici nu măcar nu ne aducem aminte ce s-a întâmplat? Nici nu vrem să luăm la cunoștință. Adică cât credeți că lucrurile pot să dureze în felul ăsta? Există două răuri în acest secol, trebuie cântărite odată în toată greutatea lor. Ana Ploaie, ridicați cortina. Haideți o secvență de poetică magnetică și știu că mi-ați propus Blaga. De ce le viți pe Blaga? Îmi place foarte mult Blaga. E foarte aproape de sufletul meu. Și e un poet pe care pot să-l spun mai ușor decât pe alții. Nu se-aș scrie, poate, nici acum acest rând, dar cocoșii au cântat de 3 ori în noapte și a trebuit să strig. Doamne! Doamne! De cine m-am lepădat? Sunt mai bătrân decât tine, mamă, ci tot așa cum mă știi, a dus puțin din umeri și a plecat peste întrebările lumii. Nu știu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină, numai ca să umblu printre lucruri și să le fac dreptate, spunându-le care-i mai adevărat și care-i mai frumos. Mâna mi se oprește. E prea puțin. Glasul mi se stinge. E prea puțin. Pentru ce m-ai trimis în lumină? Pentru ce m-ai trimis? Sufletul meu cade la picioarele tale, greu, ca o pasăre moartă. Mai vorbim puțin despre muzică. Ce a fost muzica pentru dumneavoastră? Am ascultat enorm de mult muzică, nu o fac niciodată cu ideea de a fi cult în domeniul muzical, ci pur și simplu pentru că am nevoie de ea din când în când. De ce au oamenii nevoie de muzică, în fond? Bănuiesc că pentru au nevoie de memoria paradisului și nu există alt mod de a-l reintegra decât prin intermediul muzicii. Dacă e adevărat că totuși noi am căzut dintr-o stare a absolutului, atunci singurul mod în care noi o putem reintegra cu mijloacele noastre fizice, intuitive, muzica este singura dintre arte, cred, care poate să realizeze acest transport într-o formă atât de rapidă și de directă. Acum, noi că avem o observație foarte interesantă în jurnalul lui din 44, jurnal filozofic, spunea, de ce am să prefer totdeauna Bach, tot în suita asta de idei care discutăm, Bach, de ce am să-l prefer lui
lui Beethoven, de exemplu. Beethoven știe dinainte că sfârșește, 15 minute înainte de sfârșitul unei sinfonii, știe că se termină. Și panica care te apucă că acest lucru se va termina, se înscrie în tine în dureros. Pe când la Bach, Bach nu termină niciodată. Cu Bach poți să ai senzația că nu vei fi părăsit, că nu vei dezerta, nu vei fi obligat să, nu vei fi expulzat din paradis. Însă, altceva vreau să vă spun, să lăsăm considerațiile mai mult sau mai dar puțin penibile despre muzică. Nu, dar să spun o paranteză, pentru că mereu sunt didactic, așa. Ca să rămâi în paradisul ăsta, muzica nu e un tot. E Bach și Beethoven. Nu e ceea ce gâghile urechile. Nu e ritmica. Spuneți-o și asta tinerilor de noastră, studenților de noastră. Tot noi, ca, apropo de ce spuneți, are un studiu splendid în pagini spre Suflet Românesc din 44, o carte în care există Suflet Românesc și muzica. Și acolo vorbește despre ciudățenii care cât de târziu au intrat muzica în spațiul cultural românesc. Generația de la 48 era insensibilă la muzică, observă Noica. Nu e întâmplător că muzica este ultimul domeniu din câmpul artelor care intră în sufletul cult al unei națiuni. Se începe cu poezia, se începe cu pictură mai degrabă, dar se ajunge la sfârșit la muzică. Iar Noica era încântat să constate, articolul era scris, studiul ăsta era scris în anii 44, făcea observația că Maiorescu, de pildă, a ieșit indignat de la o reprezentare a lui Lohengrin. Ori în anii 40 ceva se schimba, sălile erau, de concert erau pline. Muzica nu era ascultată ca voluptate, ca un derivat superior al unei bucătării a plăcerii, ci muzica devenea, constatam noi ca acolo, un instrument de formativitate superioară. Era un mod, într-o lume a desfacerilor și a desprinderilor și a elementarului și a individualilor care ajung la fragment, de recompunere. Observația lui acolo este în spiritul epocii puțin. Ați observat oare că marile bătălii au fost câștigate de popoarele muzicale, cele care știu să compună? Bun, să trecem peste observația asta, dar oricum, ideea care de... e reală. Ideea de compoziție, de strângere la oaltă a unei energii, de symphonein. Nu o să vă spun dumneavoastră ce de unde vine acest cuvânt grecesc. Capacitatea asta de a face să sune la oaltă lucrurile trebuie să facă parte din educația fundamentală a oricărui om. Noi trăim, de fapt, cel puțin în câmpul culturii, în măsura în care suntem capabili să punem lucruri la oaltă, să recompunem. Iar societatea noastră de astăzi trăiește o criză simfonică, de fapt. Noi nu știu să ne recompunem un chip. Nu mai știm. Nu, am fost destrămați prea tare de istorie și așteptăm pe cel care e în stare să ne compună o simfonie, deci un sunet la oaltă. Prin reconciliere socială, domnule. Așa, să nu mai revenim la subiectul ăsta, acum că recădem în vechea noastră treabă, dar o să vă spun altceva. M-am gândit de multe ori, prin ce e un om valoros, până la urmă? Cred că e valoros, un om e valoros prin două lucruri poate fi valoros. Prin capacitatea lui de a exprima, în locul altora, ceea ce alții nu pot să exprime. Toată arta și toată cultura face asta. Și muzica face asta. Artele cuvântului prin excelență fac asta. Orice artă face asta. Și tot ce este intelectual face asta. Exprimă. Un om care este capabil să exprime ceea ce alții simt confuz, dar nu pot exprima, este un om de valoare, pentru că este purtătorul de cuvânt a sute de mii, milioane de oameni și a generații și a generații. Nu e puțin lucru să poți să exprimi ceea ce alții gândesc, dar nu pot să exprime. Vezi, există expresia asta curentă, domnule, dar binele mai zice. În asta este bucuria cuiva care își întâlnește gândul lui în gândul altuia și spune, dar și eu gândeam asta. Deosebirea este că mulțumirea este, valoarea este de partea celui care reușește să spună ceea ce altul doar poate să gândească și să simtă confuz. Aducerea la lumină, la formă, la expresie este un dar dumnezeesc. Și oamenii care pot să facă asta pentru toți ceilalți sunt oameni aparte. Un alt motiv pentru care un om poate fi valoros, legat de primul, iradierea. Fiecare dintre noi avem o aură, razele noastre bat undeva. Niciun om nu este închis
într-o celulă neagră. Fiecare om iradiază, spiritul lui mișcă cantități de atomi în jur, care îi ating pe ceilalți. Ei bine, se pune problema cât de departe bat razele cuiva. La un moment dat, iradierea unui om obișnuit e cuantificabilă și ea ia forma chiar a unui salariu. În fond, dacă stați să ne gândim bine, fiecare face ceva util pentru ceilalți. Își câștigă viața, dar la rândul lui, câștigându-și-o, dă celorlalți ceva. Nu? Face o pâine, un pantof, taxează un bilet. Orice este un gest care întâlnește pe ceilalți. Problema este cât de mare este iradierea aceasta. Atunci când iradierea încetează să fie cuantificabilă, când ea nu mai poate lua forma unui salariu ca recunoașterea ei, atunci suntem în fața unui om valoros. Cine poate cuantifica un concert de pian al lui Mozart? Care e iradierea lui? Care e salariul pe care îl merită Mozart pentru un concert de pian? Păi, iradierea lui este pentru contemporani, pentru urmași și pentru câtă vreme va exista omenire și câtă vreme se vor asculta concertele lui Mozart, în eternitatea omenirii. Iradierea lui Mozart e dincolo de o măsură. E necuantificabilă. Ei bine, sunt valoroși oamenii a căror iradiere nu poate fi cuantificată. Am să vă aduc infinite laude pentru ce ați făcut când l-ați invitat pe Horia Patapievici aici. Și ăsta este un bun exemplu pentru... Am fost acuzat pentru asta. Mi s-a spus că a fost cea mai prostă emisiune. Eu a doua zi am auzit, lumea era... Am întâlnit zeci de persoane care erau sub fascinația emisiunii. Dar îmi spuneți de ce ați fost acuzat, că sunt foarte curios. Eu am să vă spun... Ce suflu nou a adus un asemenea om care a apărut în ultima vreme în generația, pe scena noastră culturală? Cultura poate fi trăită în trei feluri, în trei ipostaze. Este ipostaza cea mai plată și mai stupidă, cea a erudiției pure. Aceea în care cultura este haină, este înveliș, coajă. Și ea este bine lustruită pentru că ea face bine. Citatul face bine, recursul la cultură face bine și este o chestiune de mondenitate până la urmă. Sigur, simplific lucrurile acum. Este o a doua ipostază a culturii, așa cum am cunoscut-o eu la Noica. Ipostaza culturii ca sacerdoțiu. Cultura care este cultura mare, cultura omenirii, cultura scrisă cu ce mare. Și cultura pe care atunci când o îmbraci ești într-un templu al spiritului, cu care nu glumești. Noica avea ceva de armură, cultura așa cum ne-am trecut-o el nouă, era ceva strivitor, ceva care strivește în jur, nu? Platon, Aristotel, marile nume ale omenirii, Hegel, Kant. Astea sunt nume care în clipa în care le îmbraci, când îți pui pe tine haina de Kant, tremură toți în jur. Ei bine, Patapievici vine cu un alt concept al culturii. Îl întrupează. Asta e splendoarea. Este conceptul culturii care a fost perfect asimilată. Ei bine, într-un asemenea tip de cultură, este vorba de cultura este trăită nu ca ceva exterior, în moment ce a fost perfect asimilată, ci este pur și simplu un mijloc, numai un scop, e un mijloc menit să te facă să exprimi felul tău de a gândi. Cultura nu este un ornament. Ea este totdeauna capacitatea noastră, alfabetul prin care ne exprimăm modul propriu de a gândi. Prin cultura mare nu faci altceva decât să ajungi să gândești cu propria ta minte. Dacă există o nenorocire pe lumea asta, este că oamenii gândesc în general cu mintea altora. Noi n-am fi acolo unde suntem dacă am ști să gândim cu mintea noastră în proporție statistică, nu ca excepții. Ori, există un articol al lui Kant, apropo de cultura mare, dar vi-l spun nu ca să epatez pe nimeni, ci pentru că e în el ceva care este pasionant pentru noi și cultura, până la urmă, trebuie să însemne asta, rezolvarea problemelor noastre proprii. Există un articol al lui scris prin 1784, numit Aufklärung, iluminismul, epoca luminilor, în care Kant face această distinție formidabilă între majoratul înnăscut, originar, și minoratul mental, artificial dobândit. Ce se ascunde în spatele acestor două cuvinte? Kant spune că oamenii se nasc de la natură majori la minte, dar că în mod artificial și în mod spontan, ei sunt totuși
aleg, optează, în ghilimele, pentru un soi de minorat mental. Cu alte cuvinte, deși prin natura lui, fiecare individ, având în trupul lui o minte, poate prin mintea lui să judece ca om autonom, rupt de orice dogme și rupt de orice prejudecăți, el cade de la primii pași ai gândirii sale în idolii cetății și ai tribului de care vorbea un filozof englez înaintea lui. Ori problema cea mare este cum să faci să-și recuperezi statutul de majorat mental. Kant numea epoca luminilor epoca majoratului mental. Ei bine, noi am avut șansa, pentru că noi nu avem niciun merit, cei câțiva care l-am cunoscut pe noi ca foarte de aproape, să înțelegem pe viu ce înseamnă să gândești, să ajungi să gândești cu forțe proprii. Ideea lui Kant este însă, pe care noi, ca fără să nu deliberat a preluat-o, la rândul lui fiind un mare gânditor, a trăit această experiență, deși oamenii se nasc liberi mentali, ei cad imediat într-o sclavie a minoratului mental, problema este, deci, pentru oameni că au totdeauna nevoie să fie duși de mână până într-un punct al eliberării lor. Asta este funcția maestrului într-o societate. Este cel care e capabil să insufle supunerea mentală unui om în vederea eliberării lui. Supunerea în vederea eliberării. Eu mă supun de bunăvoie unei instanțe spirituale mai înalte decât mine în virtutea gradului ei sporit de libertate. Noi care eram mai liberi decât noi. Interbelicii pe la care noi ne întoarcem de atâtea ori, lăsând deoparte acum viciile lor, au fost oameni care câștigaseră prin forțe proprii de la un moment încolo al vieților un grad al libertății spiritului pe care ceilalți noi nu l-am avut. Ei bine, noi am fost eliberați în spiritul nostru de un maestru. Vorbesc de Pleșu, de mine, de alții care au mai avut șansa să stea alături de el. Am fost eliberați și am fost eliberați pentru că am acceptat în prealabil o supunere. Singura supunere acceptabilă pe lumea asta, în afară de supunerea față de Dumnezeu, este supunerea față de cineva care poate să te împingă până la gradul eliberării tale și a libertății proprii. Seducători sunteți. Dacă aș avea puteri, v-aș da un curs de filozofie. Ficați la televiziune și ne-au urmări. V-au urmări tinerii. Da, nu știu dacă... Ar fi cel mai frumos lucru de făcut la ora actuală. Dar zadarnic, încercăm să facem televiziuni culturale cât lumea dorește. Însă... Lumea dorește... Iertați-mă, dacă aș mai vrea să spun un singur lucru de experiență, m-ați stârnit cu experiența Noica. Ar fi bine... S-a vorbit la un moment dat, nu știu cât de mult, în marginea jurnalului la Păltiniș, de o școală a Păltinișului. Iarăși aș vrea să am prilejul să spun ce a însemnat, de fapt, acest lucru. Noi ne-am simțit foarte vinovați în perioada aia, în anii 70 și 80, mai ales către anii 83, 84, 89, acolo, când lucrurile deveneau din ce în ce mai urâte, când noaptea era din ce în ce mai neagră, vorba lui Heidegger din comentariul la Hölderlin. Noi întorceam spatele lumii. Există în prima ediție a jurnalului de la Păltiniș o poză în care noi, ca și cu mine, mergem pe o alee, poza e făcută de Andrei Pleșu, luați din spate. Poza asta are în ea un simbolism involuntar. A apărut în ultima carte la Paris. Nu, e vorba de altceva. E poza, deci, în care... O poză din spate. Spate, da. Casa se vede... Noi, ca vroia, ne propovăduia, ca să zic așa, întoarcerea spatele unei istorii care nu făcea decât să ne destrame și pe care noi oricum nu o puteam formula și refasona și reformula. Ce s-a întâmplat miraculos în experiența aia noastră și în ce măsură ea încetează să fie vinovată astăzi ca întoarcerea spatelui istoriei? Cândva am povestit experiența Păltinișului la un colocviu în Austria. Și după ce am terminat-o și am coborât în sală, au venit la mine o pereche de austrieci și mi-au spus: dumneavoastră ați fost un om fericit. Noi n-am avut parte de așa ceva. În ce a constat fericirea noastră, în fond? Ei au vorbit de altceva, de o trăire de excepție, dar ce am trăit noi și ce este excepțional în experiența noastră a fost următorul lucru. Eliade vorbește la un moment dat de simbolismul simplegades. Simbolismul simplegades este cel în care personaje ies închise într-o cameră ermetică, fără ferestre, fără uși, reușesc totuși să o părăsească, să iasă afară din ea. Alt tip de simbolism plegat este munții care îți bat cap în cap în basme.
prin care nu poți trece, nici măcar un fir de... Fă-ți frumos trece printre ei. Simbolismul Symplegades, pe care îl analizează Iliade într-una din cărțile lui, spune tocmai asta. Cum se poate ieși pe alt plan dintr-o situație fără ieșire? Noi am trăit, în tinerețea noastră intelectuală și toată viața noastră trăită aici, în partea asta a lumii, în România asta a noastră, am trăit într-un univers perfect închis, fără uși și fără ferestre. Și totuși noi am ieșit din el. Miracolul a fost că am reușit să creăm cu ajutorul lui noi ca o alternativă. Ieșirea s-a făcut în alt plan. Noi am evadat din el pe un plan altul decât al realității. Într-un fel am evadat muzical, dacă vreți. Dar am evadat într-o muzică care nu avea sfârșit, care putea fi trăită ca o stare muzicală continuă. În felul ăsta ne-am păstrat o anumită puritate mentală și o anumită puritate a minților și a judecăților care ne-a putut face ca după 89, iertați-mă să ajungem să vorbim cum vorbim astă seară. Adică dacă există o revanșă pentru cât am întors noi spatele istoriei atunci, n-am fost niciun din noi mari disidenți, n-am făcut ce au făcut mari disidenți ruși, n-am făcut disidența pe care au făcut-o cei care în anii 52, unii din ei au murit la închisoare ca Vulcănescu, în schimb încercăm să recuperăm acel moment când am întors spatele istoriei, încercând acum, cu mintea noastră rămasă, poate întreagă, să spunem unora și altora cam cum arată lucrurile văzute de la nivelul unei evadări dintr-un univers imposibil de evadat. Dar vreau să vă pun o întrebare din cele din tâi aduse în colocviu nostru. De ce iertați lui noi ca perioada legionară? De ce iertați lui Cioran, iubitul dumneavoastră, legionarismul din anii 35? Și altora nu. De unde rezultă că iert? În primul rând, nu-mi place ideea că m-ați instituit deja în judecător. Deci eu nu sunt chemat să iert pe nimeni și să judec pe nimeni decât în măsura în care fiecare dintre noi, la scara lui, trebuie să facă acest lucru, începând cu el. Acum, dacă îmi puneți întrebarea asta și o întrebare binevenită, n-aș spune aveți cuvântul... Aveți un capitol întreg în această carte apărută da. De săptămâna trecută la Paris despre legionarismul și exact. Critica lui Cioran, exact. Da? Sublime pagine îi sunt. Astea trebuie citite, n-avem noi 20 de minute, dar trebuie citite pentru cei tineri care nu înțeleg că în 1995 nu poți să fii nici bolșevic, exact. Nici legionar. Exact. Spuneți-le asta dumneavoastră, despre am avut studenți acei... Deci lăsați-mă să vă răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o. Nu se pune problema iertării, pentru că felul în care e judecat un autor, un intelectual, chiar și cei pe care am invocat eu, se face în mod ideal când el însuși te ajută să-l judeci. Deci când el însuși reflectă la propria problemă și la propria lui rătăcire. Întâmplător m-ați întrebat despre Cioran și despre noi, ca două cazuri puțin diferite. Puțin diferite. Cioran a vorbit dintre ei trei, Eliade, Noica și el, Cioran, cel mai mult despre acest episod al lui. Cioran este dintre cei care s-a întors asupra acelui moment și care a văzut în angajarea și în rătăcirea lui teribilă din tinerețe, a văzut un prilej de meditație. În clipa în care un autor enorm, un mare artist, un mare interpret, un mare compozitor, un mare scriitor, un mare filozof, un mare gânditor ca Cioran, un mare scriitor ca el, face dintr-un episod al vieții lui regretabil, condamnabil, detestabil, un prilej de meditație proprie, atunci lucrurile arată într-un anumit fel. Și uitați, v-am adus pentru că am în mână o piesă rară, să știți că e o piesă rară. Asta este un facsimilul textului din care vreau să vă citesc un fragment. Textul acesta se numește Țara mea, Mon Pays. Și a fost scris de Cioran, după grafie, prin anii 55. Textul începe prin a spune că la 20 și ceva de ani face o pasiune absolut fără măsură pentru țara lui. Se îndrăgostește îngrozitor de țara lui, numită România. Și această dragoste pătimașe, cum n-a cunoscut niciuna alta în viață, îl aruncă într-o disperare absolută pentru că iubita lui nu arată la nivelul exigențelor voite.
Pe linia asta Cioran se înscrie în linia marilor patrioți, acelor care au subliniat defectele obiectului îndrăgit, pentru că asta e adevărata iubire. Cea care vede obiectele celui pe care îl iubești, tocmai cu speranța că le ameliorezi, le poți ameliora. Îndrăgostindu-se fără speranță de această țară, al cărei trecut, spune el, nu-i oferea nimic glorios, al cărei prezent și mai puțin, încerca să-i forjeze, să-i construiască un viitor. Și în clipa aia găsește alții în jurul lui care erau la fel deșirați, cum se zice, rupți, sfârtecați, de aceeași pasiune disperată pentru o țară care, în loc să fie capabilă să facă istorie, cădea într-o minorată al corupției, al lipsei de destin istoric, al unei glorii. Țineți minte propoziția faimoasă din Schimbarea la față, visez o Românie care să aibă cultura Franței și populația Chinei. E, România nu arăta așa. În mințile acestor tineri inflamați trebuia construită o Românie de anvergură. Eram o adunătură de disperați în inima Balcanilor și eram sortiți eșecului, iar eșecul nostru e singura noastră scuză. Că țara noastră nu exista era pentru noi o certitudine. Știam că ea nu avea realitate decât pentru disperarea noastră. Pe atunci s-a născut un soi de mișcare, aici vorba de garda de fier, de legiune, care voia să reformeze totul, până și trecutul. N-am crezut sincer în ea nici măcar un singur moment. Textul e scris în franceză, asta e traducerea pe care am făcut-o eu. Însă această mișcare era singurul indiciu că țara noastră putea fi altceva decât o ficțiune. A fost o mișcare crudă, amestec de preistorie și de profeție, de mistica rugăciunii și a revolverului, pe care toate autoritățile au persecutat-o și care făcea totul, tot posibilul, să fie persecutată. Căci comisese greșeala de neiertat de a concepe un viitor pentru ceva care nu avea unul. Toți șefii au fost lichidați, iar cadavrele lor aruncate în stradă. În ce-i privește, ei s-au ales cu un destin, fapt care a scutit țara să aibă la rândul ei unul. Și-au răscumpărat patria cu demența lor. Au fost martiri sângeroși, credeau în omor, drept care au și fost omorâți. Au luat cu ei în moarte viitorul pe care îl concepuseră în pofida bunului simț, a evidenței, a istoriei. Și mișcarea a fost strivită, dispersată, aproape distrusă. Ea a avut soarta unui port royal sălbatic. Fusese întemeiată pe idei feroce, a dispărut în ferocitate. În clipa în care am încercat o anume slăbiciune pentru acești visători sanguinari, am simțit nelămurit, am presimțit că nu aveau cum să reușească, că nici nu trebuiau să reușească și că eșecul țării mele ei îl întrupau într-o formă ideală, perfectă, că destinul lor era tocmai de a da acestui eșec intensitatea și ținuta pe care el nu le avea. În fond, făcusem o pasiune pentru un dublu eșec. Aveam totuși nevoie de un dram de convulsie. Mișcarea aceasta mi-l dădea. Cel care între 20 și 30 de ani nu subscrie la fanatism, la furie și la demență, este un imbecil. O să discutăm după aia. Nu ești liberal decât din oboseală, democrat din rațiune. Nenorocirea este datul tinerilor. Ei sunt aceia care promovează doctrinele intoleranței și le pun în practică. Ei sunt aceia care au nevoie de sânge, de țipete, de tumult și de barbarie. În vremea în care eram tânăr, întreaga Europa credea în tinerețe. Întreaga Europa împingea în politică, în probleme de stat. Adăugați la asta că tânărul e teoretician, semifilozof și care are nevoie cu orice preț de un ideal smintit. El nu se mulțumește cu o filozofie modestă, este fanatic, contează pe nebunie și așteaptă de la ea totul. Noi, tinerii țării mele, trăiam din nebunie. Și acum, în finalul, trei rânduri, din ce mi-am propus să vă citesc. În ce mă privește, spune Cioran după 20 de ani, urma să pierd până și gustul de a mă juca de-a frenezia, de-a convulsia, de-a nebunia. Extravaganțele mele de odinioară îmi păreau de neconceput. Nu puteam nici măcar să-mi imaginez trecutul. Și când îmi întorc privirea înapoi, el pare să-mi amintească anii altcuiva. Este un altul cel pe care îl reneg, tot ce înseamnă eu, este acum iurea, la 1000 de leghe de cel care am fost. M-ați provocat să spun tinerilor de azi că nu mai se poate în anul 95 să fii nici legionar, nici comunist. Nici fascist, nici comunist. Ce este discutabil în acest text, în fragmentul pe care v-am citit din textul lui Cioran?
nu e câtuși de puțin obligatoriu ca un tânăr între 20-30 de ani să fie liberal numai din oboseală și democrat din rațiune. Nu este adevărat că vârsta asta trebuie să fie totdeauna una a extremelor care se investesc în idealuri care termină în sânge. Și nu e adevărat că tinerii au nevoie neapărat de sânge, de țipete, de tumult și de barbarie. Ciolan a repudiat acest lucru. A scris de multe ori și a dat multe interviuri în care a revenit asupra acestui lucru. Scuza pe care o găsește că vârsta tinereții este una a înflamării care poate să dea naștere la asemenea orori, scuza aceasta nu ține astăzi în picioare și un asemenea ideal al vârstelor în politică trebuie astăzi, cred, complet recuzat. Nu ai scuze că ești tâmpit numai pentru că ai 20 de ani sau că faci un angajament mârșav în numele tinereții tale. Auziți, pe Cioran, am o culegere de texte în față. Nu e ușor să distrugi un ideal, asta ține tot atâta timp cât pentru a-l înălța și a-l adora. Asta e istoria, asta e filozofia, domnule Licean. Dar aș fi vrut să discutăm cu studenții dumneavoastră despre ceea ce iarăși nu mi-ați răspuns, nevoia marii muzici pentru formarea lor intelectuală, nu numai limba greacă, latină și germană trebuie știut. Trebuie ei să plonjeze înainte de toate pe aceste plaje de gândire, nu? Atâta timp cât cultivă derizoriu, nu se vor ridica la înălțimea unui profesor cum sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru seara asta. Eu vă mulțumesc.